cum într-o perioadă de 5 ani Moldova a pierdut păduri cu o suprafață echivalentă a mii de terenuri de fotbal. Asta după ce mai mulți afaceriști, în frunte cu Ilan Șor, au ajuns proprietari în codrii Orheiului, oferind statului în schimb terenuri degradate. Ulterior, pădurea a devenit obiectul mai multor tranzacții de milioane. Sau poate nu cunoaștem acest caz, citiți investigațiile jurnaliștilor. Ce face Centrul Național